avem o clădire aici de la deal, care au fost începute de mult. Așa. Cred că 30 de ani trebuie să supărăm în terții. Noi avem clădiri de este abandonate și la Bălți. Eu am cerut Parlamentului deja de a patrulea an la rând, până a plecat din țară în 2016, să elaboreze un proiect de lege și ține de clădirile care nu au fost finisate, sau mulți care astăzi stau de râs și stau de râs și în Bălți, și în Ispărin, și în Chișinău, și în toată țara. La proprietari, oare le pui o amendă mare? Că dacă proprietarul o să vadă că e o amendă mare fiecare lună, el singur, oare o să o vândă, oare cumva o să o înfrumățeseze. La Moscova, în Germania, în București, când mergi o construcție, în perioada construcției, toate firmele sunt obligate să-i facă un banner frumos, cum să arăte clădirea că nu să fie finisată. Și arată frumos și în oraș, și nu-i cade nimărui nici o scândură în cap, nici o cărănidă. Și asta zvătează în Parlament în 20 de minute. Important că nimeni nu vrea să mă audă. Puteți să-i aranjează, știți cum, dacă nu a fost gospodar niciodată în viață, poți să ai 3 universități.